Plăcerea pentru creția Se poate susține că toți oamenii urmăresc plăcerea pentru că toți doresc viața. Plăcerea desăvârșește viața, iar viața este un lucru de dorit. Însă întrebarea dacă dorim viața de dragul plăcerii sau plăcerea de dragul vieții poate fi deocamdată lăsată fără răspuns. Tot ce putem spune este că apar prea legate între ele pentru a putea fi separate. Aristotel în Etica Nicomahică Nu putem nega că majoritatea marilor culturi au recurs la distinția falacioasă dintre suflet și trup, deosebindu-le net în esența lor, opunându-le chiar și dând sufletului o prețuire pe care trupului o refuză cu dispreț. Și bine știm cu toții că multe idealuri morale sunt asociate cu mortificarea trupului, cu asceza, cu renunțarea la plăceri, în numele virtuților purificatoare ale suferinței trupești, prin privațiune sau chiar prin tortură, autoflagelarea, ciliciul, numeroase forme ale penitenței. Voi afirma, fără demonstrație, nu și-ar avea rostul aici, deci voi postula că trupul și sufletul sunt două fețe ale aceleiași realități, că nu pot fi separate decât pentru comoditatea discursului și pentru a pune accentul pe o funcție sau alta a acelui sine care este trup-suflet, așa cum spațiul și timpul sunt spațiu nu vi s-a părut niciodată curios că Dante conferă sufletelor morților un fel de trup, care nu e doar aparență și simulacru de vreme ce poate simți durerea și implicit plăcerea? Și că același Dante se simte obligat să explice pe larg de ce, potrivit credinței creștine, ne vom învățișa la judecata de apoi cu trupul nostru cu tot? Și totuși creștinismul se numără printre credințele care au dus cel mai departe distinția dintre trup și suflet, privilegiind sufletul. Și oare de ce, după cele mai întemeiate și mai probe mărturii unele stări provocate de niște substanțe halucinogene, seamănă până la identitate cu stările de extaz, dar până la extaz, nouă muritorilor făcuți din suflet trup, ni s-a dat plăcerea, toată scara plăcerilor. Și să nu se spună că plăcerea este a trupului, că este un ce trupesc. Este la fel de imaterială și de nevăzută ca tot ce, tradițional, ține de suflet ca sufletul însuși. Iar cine își numește trupul fratele porc, distingându-l de sine și disprețuindu-l cu oarecare tandră și indulgentă condescendență, uită ce abisul de abjecție poate conține sufletul uman. Trupul, deși nu este pură natură, este inocent, ca orice realitate naturală. O realitate naturală fără care încă nu s-a văzut în lume suflet, nici spirit, cu toate elevațiile lor. Și vorbind de natură, ea a sădit în noi plăcerea și Totodată, suferința privării de ea, plăcerea de a mânca pentru a subzista, plăcerea de a iubi pentru a ne perpetua cumva și dincolo de moarte. De altfel, se știe că în istoria vieții, iubirea și moartea sunt invenții relativ târzii, pline de fericite consecințe. Iar omul a făcut din înmulțire și sex o ferie nesfârșită care îi umple istoria și chiar din alimentație pe alocuri a făurit o artă subtilă și fie pomenit aici și joaca tuturor copilor din lume care indiferent care ar fi rolul biologic este însoțită de una dintre cele mai intense plăceri care se pot trăi în viață cum se poate vedea numai privindul echipul privirea când se joacă uneori până la extenuare iar nouă, crescut din bucuria acestei plăceri vechi, având a trece prin zile și ani, oare nouă nu ne este dată plăcerea de a auzi cum se strânește vântul printre arbori, răcoarea umbrelor adânci ale verii, mirosul zăpezii? Dar, chiar independent de considerația asupra gradului de elaborare a unei plăceri date, vom spune că, la un nivel oricât de frust, Plăcerea, așa cum stă la rădăcinile vieții, este indispensabilă vieții, și că, pe deasupra oricărei plăceri determinate, gustul vieții este dat de plăcerea în sine de a fi, care este mai mult decât suma plăcerilor date nouă, este manifestarea vitalității, a berșugului de viață care curge în vinele noastre și ne leagă de viața lumii și chiar în sfera acțiunii. Orice acțiune care izvărăște din libertatea noastră de a alege este însoțită și stimulată de plăcerea de a o exercita, iar plăcerea, o anumită formă intensă și decantată de sensualitate, este implicată în cea mai pură contemplație. Chiar Platon în banchetul când vorbește de contemplarea frumuseții ca formă sau idee, presupune că nu ajungem până la ea decât trecând printr-o zonă tot mai largă și mai înaltă de plăceri, corespunzând unor frumuseți tot mai abstracte. Dar noi, refuzându-l pe Platon, vom prețui plăcerea care nu duce mai departe decât frumusețea dată nouă aici și acum. Iar frumusețea la rândul ei, oricum am analiza-o, nu poate fi despărțită de plăcere, nici chiar frumusețea cea mai abstractă, cea mai aparent depărtată de simțuri și de dorințe. Fără capacitatea mereu renoită de indiferențe, orgasm, lumea ar fi de nelocuit și de neacceptat. Ne-ar roade plictisul, ne-ar mânca urâtul, ne-am pierde într-o entropie letală până și asceza este gândită ca un drum către extaz. Iar elanul de viață care străbate viața și poate lumea în întregul ei este ori voluptos, ori nul. De aici închip paradoxal și faptul că plăcerea se poate întoarce în anumite condiții împotriva vieții. Omul nefiind pură natură poate cădea în plăcere ca într-un abis și să se piardă acolo, Rupte din contextul lor, care este al întregii vieți și al plăcerii globale de a fi, anumite plăceri pot deveni, cum știm, ucigașe. Nu le cultivă decât acela care și-a pierdut măsura de plinătatea omenească, cel a cărui vitalitate este cumva avariată, cel care nu mai este în stare să trăiască muzica atât de complexă a plăcerilor terestre și. Își vinde sufletul pentru un singur sunet, care, tot mai intens, devine strigăt și apoi moarte. Și, dacă ne gândim mai bine, chiar viciile, ca să folosim o terminologie de suetă, sau măcar o parte dintre ele, nu sunt altceva decât decontextualizarea unei plăceri și trecerea ei în exces. Lipsa de cooperare. Cu întregul plăcerilor, care, bine practicate, pot deveni, sub ochii scandalizați ai asceților, nobile virtuți, sau, oricum, nobile, deloc înjositoare însușiri ale omului de plin și viu pe deplin.